Ridicarea restricțiilor le-a adus o mare bucurie amatorilor de plimbări pe două roți. Astfel, pista de biciclete din județul Timiș, care leagă România de Serbia, a devenit un adevărat furnicar. În fiecare zi, sute de bicicliști pedalează kilometri buni pe malul Begăi. Eliminarea restricțiilor și în domeniul Horeca a făcut ca un popas situat la câțiva kilometri de Timișoara, lângă pistă, să devină locul de odihnă al iubitorilor mersului pe două roți. Pista de biciclete a fost inaugurată în urmă cu câțiva ani și măsoară 37 de kilometri, de la Timișoara până la frontiera cu Serbia. În fiecare zi, pista, care are o lățime de 2 metri, este străbătută de amatorii de ciclism. La 15 kilometri de Timișoara, lângă o livadă, un investitor a deschis un popas unde bicicliștii își pot trage sufletul. Au început să-și întindă traseele tot mai mult, au ajuns și în față la noi și ne-au solicitat un popas, un suc, o bere. Ulterior s-a dezvoltat și o mini-bucătărie. Și nu puțin sunt cei care se opresc timp de câteva minute pentru a se odihni după o tură cu bicicleta. Am făcut o tură frumoasă pe malul Begăi, pic de relaxare, aer curat, frumos. Aici un cartof, un suc, o apă, o puțină pauză și mergem înapoi spre casă. Am venit un pic cu bicicleta, am ieșit, de-abia am așteptat să iasă soarele și numai bine că aici avem și ce să mâncăm. Am băut un suc și plecăm înapoi spre Timișoara. Pentru plimbare, pentru sport, pentru mișcare. Pista asta e de aur. Și după aia? O bere fără alcool și înapoi, acasă. Pe lângă mesele puse în livadă, printre pomii fructiferi, au fost aduse și câteva păsări. A fost amenajat un mini zoo și au fost aduse și câteva hinte pentru bicicliștii mai mici, pentru care cei 15 km până la popas sunt o adevărată probă de rezistență. Cei mai rezistenți bicicliști însă pot să-și continue traseul până la frontiera cu Serbia, adică încă 22 de kilometri. Vecinii sârbi sunt și ei pe cale să termine pista care se va uni cu bucata românească. Mai trebuie doar ca ministerele de externe din cele două țări să realizeze un punct de frontieră și astfel amatorii plimbărilor pe două roți vor putea să facă următorul popas la Zrenjanin, în Serbia.